Discutăm mai departe pe marginea acestui subiect cu invitatul meu de la această oră, Ionuț Stroe, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Stroe. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru posibilitate. Domnule Ionuț Stroe, vedem că în sfârșit Nicolae Ciucă și-a lansat cartea, însă nu așa cum ne așteptam toți, ci pe muzică lăutărească, într-o emisiune televizată cu caracter culinar. De ce vedem această lansare atipică? Pentru că, în mod evident, cartea asta este un document care se dorește a fi cel mai natural mod de a prezenta povestea președintelui Nicolae Ciucă, fost militar de carieră, un om normal, un om autentic. Cartea asta, apropo de imensa așteptare publică, nu este vreo mare capodoperă literară. Este doar o colecție de gânduri autentice, de reflexii personale și profesionale. Este o carte cu povești din copilăria și din educația domnului Ciucă. E o carte normală care descrie anumite momente din cariera militară și politică în ultimul timp al domnului Ciucă, câteva mărturisiri foarte interesante despre succesele, provocările și toate momentele importante din viața lui care l-au format ca lider. Deci, un cadru cât se poate de normal și natural a fost modalitatea prin care președintele Ciucă a ales să-și prezinte această carte. Să știți că oricine poate vedea acolo că nu e vorba despre o operă literală sau nu are pretenții. Deci descrie niște experiențe cât se poate de normale pentru un om normal, acumulate în peste 30 și ceva de ani de carieră militară în slujba acestei țări. La fel descrie experiențele în calitate de ministru sau de șef al statului major, de președinte al Senatului, până în momentele noastre. Așa că din punctul președintelui a fost un lucru cât se poate de firesc și normal și natural să o prezinte în cadru, în acest cadru. De altfel, locația nu e aleasă întâmplător. Știți foarte bine, președintele Ciucă își are originile în acea zonă. Cetatea este lângă Plenița, locul unde s-a născut și s-a format în anii copilăriei. E parte din viața dânsului și și-a dorit să fie cât se poate normal și natural acest cadru. Domnule Ionuț Stroe, dumneavoastră ați spus că există o imensă așteptare publică, dar această așteptare publică imensă, așa cum o caracterizați dumneavoastră, s-a creat și în urma panourilor publicitare care au fost puse la nivel național, în toată țara le-am văzut. Și tocmai de aceea mă gândesc că oamenii aveau o altă așteptare, să vadă o altfel de lansare, poate. Probabil, nu știu. Într-adevăr, a fost parte a campaniei noastre și a strategiei noastre de a promova președintele, pentru că în toamna acestuia, în mod evident, ne așteaptă o competiție electorală. Nu este absolut nimic neobișnuit ca președintele partidului, practic cel mai important exponent al ideologiei noastre și a valorilor noastre, să fie promovat și prin toate instrumentele și posibilitățile de marketing politic. Tot ceea ce s-a făcut, apropo de promovarea acestei cărți, de panourile de care ați amintit, sunt chestiuni perfect legale, în cadrul descris de lege. Într-adevăr, a fost o perioadă de suprapunere între promovarea cărții președintelui Nicolae Ciucă și campaniile de la locale și europarlamentare, dar asta nu are niciun fel de importanță. Vă spun sincer că s-a vorbit foarte mult despre această carte, exista un interes major pentru ea. Acum, oricine poate să o downloadeze de pe internet sau poate să participe la evenimentele PNL, unde fizic va fi împărțită. Este accesibilă gratuit pentru toți și cu siguranță le poate satisface tuturor curiozitatea sau interesul pentru cariera, pentru perioada de formare și pentru viziunea. Deci toate exemplarele tipărite vor fi distribuite gratuit pentru doritori? Da, 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 da. Cartea este disponibilă și în format e-book pe internet. Poate fi descărcată de pe site-ul nicolaeciucă.ro. La fel, exemplarele fizice pot fi primite gratuit la evenimentele publice organizate de PNL. Deci nu va fi o carte vândută. Nu este în librării. Nu va fi o carte vândută în librării. Va fi accesibilă gratuit, am spus, pentru toți românii, fie în format digital, fie în format fizic. Și la fel, cei care își doresc pot dona pentru o cauză care tablile au acolo descris foarte bine acest lucru, mai precis pentru Asociația Militarilor Veterani de Război. Domnule Ionuț Stroe, dumneavoastră ați citit cartea sau ați început să o citiți? Da, da, da. Am început să o citesc. În curând o voi și termina. Sunt aspecte pe care și ce anume v-a atras atenția? Nici noi colegii de partid nu le știam. Ce anume v-a atras atenția? Ce ați reținut din primele capitole, paragrafe pe care le-ați citit? Sincer vă spun, sunt un pasionat de istorie. Pe mine mă interesează secțiunile care descriu activitatea și cariera militară a președintelui Ciucă. În mod evident că sunt însemnate acolo fel de fel de evenimente, fel de fel de încleștări, misiunile armatei române pe teatrele de operațiuni din afară, modul în care ne-am onorat obligațiile și angajamentele NATO. Cu alte cuvinte, mă interesează enorm de mult, ca să zic așa, cariera și trecutul militar al generalului Nicolae Ciucă, care în mod evident că reflectă și munca și sacrificiile oricărui militar pe care poate puțin le cunosc, apropo de viața privată care are foarte, foarte puțin timp, apropo de activitățile, de respectul, de obligațiile, de responsabilitățile pe care le are în plus față de o carieră profesională normală un militar. Astea sunt lucrurile pe care eu le consider cele mai importante din această carte. Domnule Ionuț Stroe, vedem că această carte extrem de controversată a venit, desigur, și cu critici și am văzut și ironii lansate de socialdemocrații. De exemplu, Olguța Vasilescu îl compara pe Nicolae Ciucă cu Eminescu. În ce cheie vedeți aceste ironii ale partenerilor de coaliție? Domnule, nu le văd ironii. Eu văd invidie. Pentru că domnul Ciucă are o carieră militară despre care, sincer vă spun, se poate vorbi nu într-o carte, ci în 10 cărți. Timp să scrie domnul Ciucă să povestească și PSD-știlor, de altfel, care văd că au ales așa din prima să critice lucrul ăsta. Apropo, îi îndemn și pe ei să o citească. Cred că până la sfârșitul campaniei au suficient timp să facă acest lucru și să vadă cum arată un lider adevărat, cu un CV adevărat și, de ce nu, un CV chiar de președinte. Așa că dacă ar vedea cei din PSD cum îți onorezi obligațiile și jurământul față de țară, eu cred că lucrurile ar fi mult, mult mai simple. După aceea Ați făcut o mențiune, domnule Ionuț Stroe. Spuneați că are un CV adevărat. Prin comparație cu cine? Spre deosebire de cine? Nu aș vrea să merg și eu mai departe cu ironiile sau cu luatul peste picior, dar comparații dumneavoastră pe toți cei care concurează în toamna acestui an pentru funcția de președinte și cu siguranță dintre toți aceștia președintele sau generalul Ciucă se diferențiază, se detașează în mod evident. Adică, vorbeam despre social-democrații în acest context al ironiilor. Marcel Ciolacu nu ar avea un CV adevărat? Nu încercați să mă duceți în zona asta, pentru că știți bine că sunt un gen de politician care prefer să nu intru în polemici pe care, în mod evident, le dezavuiesc. De asta am și spus. Nici nu vreau să menționez nici nume, nici persoane. Văd o ușoară invidie la PSD și le recomand să citească totuși. Poate găsesc acolo lucruri interesante despre cariera acestui om.